Bună dimineața, oameni buni! Am ales această modalitate de a intra în emisiune pentru că astăzi este, sau ar trebui să fie, sau s-ar putea să fie, o zi istorică, nu pentru România, nu pentru Europa, ci chiar poate fi o zi istorică pentru întreaga lume, pentru că astăzi avem discuții, ar trebui să s-ar putea să fie decisive la Bruxelles, convorbiri la nivel înalt, reuniunea Consiliului NATO-Rusia, da? Astăzi la Bruxelles, după convorbirile la nivel înalt Rusia-Statele Unite de la Geneva. S-ar putea ca la sfârșitul zilei de astăzi să știm dacă avem sau nu avem, cum se spune, război sau ceva asemănător cu războiul. Acum caut ceva, că mi-am adus aminte și dacă reușesc să găsesc rapid, vă pot spune cum a ratat România o șansă istorică, de fapt nu România, Moldova. În 1483, deci în 1483, în această zi de 12 ianuarie, Olena, fiica lui Ștefan cel Mare, se căsătorea cu fiul și moștenitorul Marelui Creaz al Moscovei, Ivan al III-lea. Dacă Ivan al III-lea ar fi reușit să rămână pe tron, să ajungă mare țar și nu era omorât și Olena nu era întemnițată cu tot copilul ei, probabil că în momentul acesta am fi putut să revendicăm ca moldoveni o parte din Imperiul Sovietic. Și n-ar mai fi fost nicio problemă, am fi putut rezolva toate lucrurile așa pe baza dreptului cutumia. Asta e. Deci, dacă tot suntem pe 12 ianuarie, înainte de discuțiile de la Bruxelles, hai să spunem că, uite, Ștefan cel Mare, pe lângă celelalte calități pe care le-a avut, despre care nu prea avem voie să mai vorbim acum întotdeauna, a avut și asta că a fost un strateg care a gândit în perspectivă și, ca să înțelegeți foarte bine, nașul acestei căsătorii a fost hanul tătarilor. Ce vreți mai mult de mai multă geopolitică decât atât? Revenind de la această divagație, ca să spunem așa, astăzi o emisiune cu un personaj care întruchipează la Piatra Neamț două ipostaze, cel puțin, dar chiar trei, care ar trebui să caracterizeze un om al cetății, adică antreprenor de succes, consilier local, deci implicat în politică din postura de consilier local și familist de succes. Deci, vă fac cunoștință din nou cu domnul Adrian Jucan. Bună dimineața! Bună dimineața, Mi-a domnule plăcut Lănescu. prezentarea. Bună dimineața și urmăritorilor, spectatorilor dumneavoastră. Da, cred că mult prea des rostit ăsta de succes care... Păi de succes încă, na, cum doriți. Încă de succes. De E succes, da. bine. Mulțumesc în orice caz. Și într-adevăr, ultimul aspect Contează. contează, da, contează și aspectul ăsta câteodată chiar dacă este dintre cele mai importante, îl mai uiți Deci câteodată. știți că asta este cea mai mare problemă. Vin politicienii, gomoși, mulți, vom face, vom investi, vom așa. Țin minte cu un domn aici care acum cred că e senator. Cred că e senator, nu știu. E singur cuc printre senatori sau așa ceva. Și era în campanie și l-am întrebat fără să-mi dau seama, nu fac desfășurătoare de emisiuni. Ei, cum e cu familia, cu nu știu ce, la care... Deci parcă am aprins un fitil. Da, vom investi pe drumurile cu tare, pe drumurile cu tare. Familia sau... Nu contează. Deci, nu. Politicienii de mare succes, de obicei, nu discută despre familie.
Da. Discută doar în momentul în care trebuie să facă o declarație politică despre diferența de gen, eventual. Da, sau când se face o fotografie de familie sau în preajma sărbătorilor. În preajma sărbătorilor sau în preajma alegerilor. Sau în preajma alegerilor, da. Bun. Haideți să vorbim un pic despre anul 2022 din punctul de vedere al unui antreprenor care are o afacere, care are mai multe sedii de întreținut, da, în condițiile în care vin vești bune dinspre guvern, ne anunță că, da, stați liniștiți, oameni buni, că vom acorda compensări, vom face. Dar dumneavoastră ați primit facturile de la energie și gaz? O parte au început să vină. Și cum sunt? Cum să zic, le încadrăm în buget. Le încadrăm în buget. Da, deci, e adevărat, perioada aceasta cu în care prețurile au crescut. Eu altfel să vă întreb, v-ați făcut un buget pentru anul acesta și ați ținut cont de măririle acestea pe care, care nu știm cât se vor duce? Da. Nu știm cât se vor duce, că încă nu știm. Nu știm cât se vor duce, dar pot să estimez, până la urmă și un buget înseamnă o estimare. Eu clar mi l-am construit, am văzut unde putem să mai armonizăm, să mai facem lucrurile puțin mai economic, unde nu se poate, nu se poate și atunci, clar, recomand să se mulțească cu doi măcar, pentru că și așa s-ar putea să fie la un nivel minim. Asta este situația europeană, situația mondială, deci nu suntem, nu e doar România în situația asta. Iar apropo de ce spuneați dumneavoastră de veștile bune de la guvern, dacă eu tot timpul am spus-o la dumneavoastră și ăsta este modul meu de gândire, în primul rând eu ce vreau, vreau predictibilitate, nu vreau... Asta este cel mai important lucru. Cum poți să faci, să duci o afacere care... Haideți să vorbim cinstit. E o afacere mare a dumneavoastră pentru Piatra, dar pentru, la nivel global, e o afacere medie. Chiar sub medie, da? Bun. Cum poți tu să te gândești ce vei face peste 3 ani dacă nu știi, peste 3 ani cât din legile actuale mai sunt, ce înseamnă prețuri, ce înseamnă costuri? Eu nu pot să înțeleg. Cele mai importante aspecte care trebuie să avut în vedere, pe de o parte, sunt reglementările fiscale și aici am avut o ușoară bâlbâială, să o numesc așa, la sfârșit de an, când a fost cu modificarea plafonului pentru micro-întreprinderi și unde mulți antreprenori erau afectați de modificarea plafonului respectiv. În cele din urmă, după niște discuții, el s-a retras. Este cert că la un moment dat se va întâmpla și atunci trebuie să-l iei în calcul. Acum, când se va întâmpla, teoretic ar trebui să nu se poată întâmpla la jumătatea anului, pentru că așa nu poți să schimbi regulile în timpul jocului, dar nu este exclus, nu ar fi prima dată când se întâmplă. Nu poți să schimbi regulile, dar ele se mai schimbă, dar știm împreună că s-au schimbat. Din perspectiva unui om implicat în mediul de business, primul lucru pe care eu îl cer sau mi l-aș dori este partea asta de predictibilitate fiscală și legislativă. Pe partea legislativă, ok, nu pot să intervină modificări foarte mari, foarte mari în ceea ce privește reglementarea domeniilor de activitate, pot să intervină reglementări date de situația pandemică actuală, unde poți să, nu știu, să fii determinat să ții o parte din personal acasă sau să, în funcție de cum sunt contactii, să închizi niște puncte de lucru. Bun, în afacerea noastră e greu de crezut că poți face consultații. Da, nu, asta este exclus. E exclus, adică... S-au încercat niște variante de a face un fel de telemedicină, dar nu poți, cel puțin pentru consultațiile oftalmologice, trebuie să... Vezi, sunt într-adevăr niște programe, dar sunt departe încă de a fi fidele cu diagnosticul pacientului, de a duce la un diagnostic. Aici trebuie chestiuni de maximă finețe până la urmă. Exact, asta este și trebuie să unele diagnostice care sunt puse presupun niște testări care se pot face doar față în față. Exact, exact. Deci lucrurile sunt greu de stăpânit și stau și mă gândesc la cei care au sute de angajați, care trebuie să ia în calcul
nu numai faptul că a crescut salariul acela minim pe economie, da? Ei trebuie să calculeze și așa, măi, ca să țin eu oamenii ăștia, eu trebuie să am grijă de ei pentru că vor fi afectați la rândul lor acasă de facturi, de inflație. Prea mai vorbește lumea de inflație în ziua de azi. Da, este un indicator economic care multă lume nu-l înțelege și îl consideră doar așa, doar îl citește prin presă. Exact. Dar ce-i cu asta? Că nu l-am cunoscut, zice. Da, dar îl cunoaște în fiecare zi, când se duce în magazin, când se duce... Da, ușor, ușor, fără să-și dea seama, pur și simplu se vede că prețurile cresc, puterea de cumpărare scade și ce făceai astăzi cu 100 de lei, peste 6 luni nu mai faci. Deci aseară, sunt marcat încă aseară, pe la ora 9 m-a sunat o doamnă pensionară dintr-un oraș important din județul Neamț, fostă profesoară, care are o pensie de vreo 2.000 și vreo 300 de lei, 2.200 mai. Bună seara, domn Bălănescu, vă rog tare mult, faceți o emisie. Mi-a venit factura la curent electric și la gaz. Însumate sunt aproape cât pensia mea, mai rămân cu 200 de lei. Zic, doamne, dar unde aveți? Păi zic că la un furnizor, că am făcut... Bun, dar ați discutat cu el, v-a notificat că a mărit prețurile, pentru că aveam un preț acum mai de 4 ori mai mare. Da. Deci, reglementările astea de pe piața energiei, într-adevăr, au dat sunt lucruri, cum să vă spun, discutăm tot felul de chestii, vedem. Astea sunt lucruri care țin de viața de zi cu zi și sunt, probabil, zeci de mii de oameni afectați de lucrul acesta și nu văd pe cineva, în afară de veșnicul ministru Popescu, sau nu mai știu cum îl cheamă, exact, Virgil parcă, da, care vine și ne liniștește. Stați, știți că nu numai la noi cresc prețurile. Suntem foarte liniștiți că nu numai la noi cresc prețurile. Da. Ar trebui totuși... Nu este ușor de a găsi niște soluții pentru toată lumea în așa fel, pentru că sunt unele situații care sunt situații particulare. Poate unele persoane nu au citit cum trebuie contractul respectiv. Înțeleg că este deja un trend pe piața companiilor furnizoare de electricitate de a cere retragerea licenței, pentru că unele contracte nu suportă și atunci lasă niște consumatori pur și simplu așa la voia întâmplării. Se caută soluții ca ei să fie preluați de companiile existente, dar nu este simplu, pentru că și ei au la rândul lor o încărcare. Aceeași problemă, da. Și trecem printr-o perioadă dificilă. Trecem printr-o perioadă dificilă din punctul ăsta de vedere. Știți ce nu înțeleg eu? Că acum trecem un pic spre... Că pornim de la afacere și ajungem la guvernare, care influențează în ceea ce face afacerea. Lucrurile astea se discută de 7 luni, 8 luni de zile. Anul trecut discutam că se vor mări prețurile la energie, nu se știa cu cât, nimeni nu prognoza chiar atât. De 7 luni discutăm despre asta. Și nu avem în momentul acesta un plan care să venim în fața populației și să spunem, uite, asta facem. Să compensează. Am dat un material... Am primit zeci de comentarii. La mine n-a venit compensare. La mine n-a venit compensare. Dom'le, nu Bălănescu, nu domnul Jucan, nu Bogdan de aici trebuie să verifice lucrurile astea. Avem instituții care reglementează piața și trebuie să o controleze. Aflu astăzi, ieri de fapt, domnul ministru veșnică fie-i pomenirea, și corpul de control este de o săptămână în control la cei care furnizează energie. De o săptămână, vă dați seama? De o săptămână. Deci a trecut anul nou și au plecat în control. Bravo lor! Domnul Bălănescu, da, putem să... Deci, cert este că sunt milioane de contracte făcute în România. La foarte mulți furnizori de electricitate și gaze, la foarte mulți jucători pe piață, care s-au lovit de niște creșteri ale prețurilor bruște.
în unele situații bruște. Deci te duceai pe bursă, de la o zi la alta, prețurile creșteau. Da, ați auzit de vreun contract făcut pe bursă pe termen lung? În momentul de față nu prea sunt. Păi nu sunt, dar de ce nu s-au făcut? Că hidroelectrica scotea curent pe bursă pentru contracte pe termene lungi la prețuri infime. Dar niciun jucător nu s-a dus acolo. De ce? Păi de ce să ia pe termen lung și să nu poate justifica o creștere de preț? Că zice, domnule, mă duc la bursă, dacă nu găsesc mai ieftin, cumpăr cu cât este. Cine reglementează chestia asta? Păi, probabil ANRE-ul, dacă pot să facă deci câte, ceva acolo. El a dereglementat toată chestia, ca să spunem da. Așa. Până la urmă, rezultatul este că facturile vor crește, iar eu ca și om de afaceri mă aștept că odată cu această componentă a creșterii prețului energiei în coșul fiecărei familii, s-ar putea să ducă la o disponibilitate de mai puțin bani pentru restul cumpărăturilor. Pentru restul cumpărăturilor, pentru sănătate? Deci pentru sănătate, pentru vestimentație, pentru servicii care unii oameni le accesau la ele. Așa, astea va duce să fie afectate alte domenii economice, fără să-ți dai seama. Pur și simplu, dacă îți rămân mai puțin bani, trebuie să-ți limitezi consumul. Că nu ai cum să renunți la energie. Aici. Ați văzut celebra companie din Anglia, parcă, care a dat sfaturi? Ei vând energie, da, și ne-a spus cum să economisească. Și a spus, citeam acolo și nu mi-aduceam aminte de perioada lui Ceaușescu. Luați un plovăr și șosete groase, faceți curățenie, adică mișcați-vă, izolați camerele pe care nu le folosiți, etc. Și luați un animal de companie în brațe. N-au specificat care animal, că de exemplu la noi acum în anumite zone poți să iei un urs în brațe sau vine el și te ia în brațe. Și te încălzește sau te răcește. Acum sper că nu. Vom vedea dacă sunt destul de mulți cei care urmează regulile acestea. Probabil că în țara respectivă vor crește numărul de adopții dacă... De animale, de animale da. Da. Că natalitatea nu mai crește acum. Că e greu, știți în... Deci, fără discuție, fiecare trebuie să-și pună mintea la contribuție și să găsească soluții în dreptul său. Prețurile astea sunt, nu știu ce va reuși guvernul să facă, ce reglementări pot să aducă, ce compensări pot să aducă. Până la urmă, știți cum este, și compensările astea poți să le faci pe un termen relativ scurt, pentru că ele înseamnă o altă cheltuială care trebuie să o iei de undeva. Așa este. Și, ok, pe termen scurt poți să ajuți populația oferind niște compensații, dar pe termen lung nu poți să mergi doar așa, pentru că vor apărea altceva, va apărea o altă modificare de prețuri. Pe termen lung, probabil că trebuie să faci așa, să te gândești, domne, ce prostie am făcut noi în ultimii 10 ani, de ce am închis noi centralele și de ce n-am făcut noi centrale de producție de energie, te duci la oglindă, spui, vai, te uiți în oglindă, spui, vai ce tâmpit, vai ce, băi, fii atent la mine, cum nu m-am gândit eu că trebuie să dau drumul la mintea, că trebuie să dau drumul la nu știu ce. De ce în mintea mea mai aveam atât de cheltuit și nu i-am cheltuit? Asta e unul la mână. Doi la mână, te gândești, băi, ăia de la Bruxelles ne spun că nu mai trebuie să folosim cărbune, dar noi avem producție pe cărbune și asta, că e mai ieftin, că poluăm, dar ei nu poluează. Da. Deci conjunctura asta în care suntem, în sensul că suntem membri ai Uniunii Europene. Suntem încă membri săraci ai Uniunii încă Europene. Încă suntem membri ai Uniunii Europene. Adevărat că țările vestice sunt mult mai dezvoltate și ele se pot gândi mult mai mult la poluare și la planetă. Noi în momentul de față încă ne gândim la traiul de azi pe mâine. Și noi, populația. Noi populația. Președintele se gândește la planetă. Populația. Și atunci poate componenta aceasta de mediu cade pe locul 3, 4, 5, nu este atât de importantă pentru noi în momentul de față, dar este una dintre problemele majore ale omenirii. Așa ne-a prins pe noi. Ne-a prins fără case izolate, fără alte surse de energie. La proprietari. Fără autostrăzi. Fără infrastructură dezvoltată,
Așa ne-a prins pe noi acum aceste reglementări de mediu, care complică lucrurile foarte mult. Dar, totodată, suntem într-o situație în care trebuie să o avem în vedere. Să știți că ne mai ajută natura din când în când. Zilele trecute citeam o știre pe un site de specialitate. După foarte mult timp, România a vândut energie. A consumat 8500 de megawatts, cred că nu mă pricep, și-a produs vreo 8700. Dar de unde a venit creșterea? De la centralele eoliene, că a bătut vântul. Deci am avut noroc, ca să spunem așa, că a bătut vântul în România. Dacă bate vântul în România, a mai fost o perioadă. Să mai ai și puțină șansă și uite că sunt niște centrale care au fost făcute și ele se vor mai dezvolta probabil pe zona asta. Până la urmă ai două, trei mari surse de energie care le poți lua, dând de o parte energia nucleară. Ai hidro, eoliană și solară. Și noi pe solar nu poți să zici că mixul de energie care se măsoară, ca e o unitate de măsură, la noi, în România, este foarte bun, spre deosebire de alte țări. Da. Dar noi nu ne mulțumim cu 24, că suntem pe locul 5, parcă în Europa, nu știu, trebuie să-l întreb pe colegul Cosma, el le știe mai bine pe astea. Pe locul 5, noi vrem să mergem la 30, da, că nimeni nu ne obligă. Așa ne luăm noi angajamente. Dar să revenim la ale noastre, ca să spunem așa. Cresc prețuri la energie, cresc prețuri la alte lucruri. Vor crește și prețurile serviciilor? În momentul de față, cel puțin pe termen scurt, probabil că nu. Dar pe termen mediu și lung vor crește. Pentru că dacă va fi o presiune, componenta în cadrul serviciilor, componenta utilităților are o valoare, dar tu, cel puțin în cazul meu, putem să o compensăm vă jucați marja noastră și să nu creștem prețurile. Prețurile vor crește datorită, în primul rând, inflației. Pentru că ești nevoie să mărești salariile. Da, exact. Deci componenta salarială este foarte importantă aici. Și mai este o chestiune care începe să fie din ce în ce mai apăsătoare, dezvoltarea tehnologică. Și aici prețurile cresc și atunci nu pur și simplu, dacă rămâi pe același nivel la care suntem în momentul de față, nu te vei mai putea dezvolta, nu vei mai ține pasul cu tehnologia. Bun, aici să zicem că au fost niște lucruri care au ajutat un întreprinzător dacă a vrut să facă. Au fost niște programe care au permis dotări. Bine, unul s-a oprit, dar acum pornește din nou. Deci cine vrea și este adaptat la nou, ar găsi soluții. La ce vă referiți că pornește din nou? Adică să-și facă, cum să spun, o upgradare a tuturor utilajelor de care are nevoie, echipamente, etc. Da, doar că dacă ne referim la aceeași măsură, e o măsură care mie nu-mi place o componentă de acolo, o cerință, respectiv să-ți fi scăzut cifra de afaceri. Este o tâmpenie. Este punctat foarte mult scăderea cifrei de afaceri. Este o tâmpenie, adică punctez, bine, nu-i din vina oamenilor întotdeauna că le-a scăzut cifra de aia, dar punctez ce? Da, e adevărat, multe companii au fost afectate, dar dacă mie nu mi-a scăzut cifra de afaceri cu un procent foarte mare. Mi-a scăzut în 2020 cifra de afaceri, dar nu mi-a scăzut cu 30% cifra de afaceri. Și atunci și de ce nu mi-a scăzut cifra de afaceri? Pentru că am încercat să mă adaptez, pentru că am încercat să găsesc alte modalități. Și mă penalizezi. Și atunci eu sunt dezavantajat aici. Nu știu, hai să punem alte elemente în calcul. A trecut un an și un pic de când sunteți consilier local. Rapid. A trecut foarte rapid, da? Da. Bănuiesc că și-au dat seama și cei de la primărie, a trecut un an și ceva. Acum, la început de an, cum se vede anul trecut din punctul de vedere al consilierului local? Care a venit cu multă, eu vă spun să vă contraziceți dacă era cu multă naivitate în jocul ăsta și cu multă dorință de a schimba rapid lucrurile și facem, rupem, dăm, reformăm, da? Și impactul cu administrația locală a fost destul de puternic, ca să spunem așa, și cum se văd acum lucrurile?
A fost un an într-adevăr foarte complicat și una dintre chestiuni de avut în vedere pentru mine în anul 2022, trebuie să fac niște mici schimbări pe aici, pe acolo. E adevărat, naivitatea respectivă... Nu, deci eu am spus-o la nivelul, chiar în sens pozitiv. Da, nu, da, în sens pozitiv. Da. În sens pozitiv o zic și eu, în sensul că da, nu mai fusesem, n-am mai avut contact cu administrația și atunci au fost multe lucruri pe care să le învăț, ca și procedură, ca și mod de a le pune în practică. Și plecând de aici, entuziasmul respectiv s-a mai diminuat, în sensul că lucrurile se desfășoară mult mai greu decât crezi că ar trebui să se întâmple sau pe cât îți dorești să se întâmple. Iar cauzele sunt de înțeles în unele situații, de neînțeles în altele, care pot fi îndreptate, unde pot fi îndreptate. Adevărat, a fost un an în care a trebuit să învăț foarte multe lucruri, să mă adaptez foarte mult, un an în care mi-a consumat foarte mult timp. Deci consumul de timp ăsta este extraordinar. Nu îl mai pricep. Dacă vrei să faci ceva, că există și posibilitatea cealaltă. Vii la ședințe, votezi, cum îți spune șeful de grup, nu te interesează. Am o situație în care țin destul de aproape cu ce se întâmplă în administrație și atunci chiar trebuie să îți pui puțin capul la contribuție și să aloci timp, să citești documente, să citești, nu știu, hotărâri, motivări, bugete, să le înțelegi, să vezi cum gândesc oamenii. Să întrebi despre ce e vorba. Da, e destul de alambicat și cel mai apăsător este că lucrurile se întâmplă atât de încet. Și dacă ai avea o soluție, să zici, mai să le grăbești, bun, dar nu, în momentul de față nu o văd, decât printr-o schimbare treptată a întregului aparat administrativ. Schimbare în sensul de schimbarea modului de gândire. Nu neapărat a oamenilor. Nu a oamenilor, da. A modului de gândire. Da. Sunt lucruri pe care o minte normală nu le poate înțelege. De exemplu, pe data de 4-5, nu mai țin minte exact, suna telefonul la noi. Vreau să plătesc impozitele și taxele la primărie și nu pot să le plătesc pe platforma care există. M-am dus la primărie, de obicei nu merg la primărie, dar am zis, băi, e un lucru, s-a vorbit atâta de digitalizare. Întâmplarea a făcut că în biroul primarului era chiar omul de sistem de acolo. Da. Și când am deschis gura, zice, da, știu, nu, dar știți, noi am făcut tot ce ține de noi, dar trebuie să trimitem o hârtie nu știu unde la București ca să ne dea nu știu ce accept. E de noaptea minții. Ce nevoie ai tu de un accept? Da, așa e legea, așa e regula. Este, da? Așa este regula. De ce ai tu nevoie de un accept ca să încasezi taxele și impozitele locale? Cine a făcut regula este un dobitoc. Îmi pare rău că spun lucrul ăsta. Este un dobitoc sinistru, administrativ. Este un dobitoc sinistru administrativ. Doar că sunt atât de multe situații de genul acesta în care populația, oamenii normali, se întâlnesc cu o chestiune care îi deranjează. Mă, și nu ține de tine. Nu ține. Deci, pentru că eu văd pe... Sunt destul de mulți oameni în aparatul administrativ care chiar își bat capul să facă lucrurile să funcționeze. Dar rotițele sunt atât de greu de pus în mișcare. Sunt și rotițe știrbe. Sunt și rotițe care se dau știrbe. Sunt și rotițe care se dau știrbe. Și, deci, să vă spun ceva. Momentul în care administrația locală a fost văzută altfel, un pic, a fost după noaptea de Revelion. Când, domne, uite că se poate și la Piatra Neamț altfel, cu cheltuieli mai puține, etc., să facem o treabă decentă și spectaculoasă, cât de cât. Da, și m-am uitat de curiozitate pe comentarii, mai puțin pe postacii care are și primăria, ca să spunem așa. E normal să ai postaci. M-am uitat la oameni pe care îi știam și că, da, domnule, a fost frumos, a fost bine, deci a fost decent, a fost ok, a fost spectaculos. Poate modelul ăsta a fost și informare înainte. Facem așa, vrem să facem așa, vă rugăm să participați. Da, pe ultimele zile, într-adevăr, a fost o A fost informare, a fost popularizare. Deci, poate modelul ăsta ar trebui adus în anul acesta.
Adică, domne, am scos la licitație, prima licitație mare care se scoate pe SEAP dintre unitățile teritoriale administrative este a primăriei Piatra Neamț. Și chiar m-am uitat de curiozitate. Iluminatul public în Văleni costă destul de mult, un kilometru, 1,1 km, 34 de stâlpi, etc. Ce e acolo? Și stăteam și mă gândeam. Acolo a fost o mega investiție, inclusiv pe iluminat public, când s-a făcut cartierul ăla. Cu stâlpi, cu lămpi care se încărcau de la soare și care trebuiau să lumineze noaptea. Da. Foarte frumos. Am trecut de curiozitate într-o seară, aseară, pe acolo, să văd cât te funcționează. Nu mai funcționează. De ce? Unele au fost sparte, altele au fost furate, altele au fost distruse. Deci, sistemul respectiv nu a funcționat așa. Bun. Sunt curios ce sistem s-a ales acum. Pe varianta cu stâlpi, cu... Și aș fi fost foarte bucuros să vină un director tehnic sau un city manager să facă o conferință de presă sau o declarație de presă scurtă sau să meargă într-o emisiune la colegi de-ai mei sau să spună primăria Piatra Neamț scoate din buzunar acum 800 de mii de lei sau cât or fi acolo, că nu mai țin minte, ca să refacă iluminatul public care a costat atâta înainte. Primăria Piatra Neamț poate... Și care avea o garanție atunci, da, de atâta timp, sau n-avea o garanție, sau nu știu ce. Și noi acum, la prețuri noi, facem cu preț mai puțin decât s-a făcut atunci. Și lucrurile erau senzaționale. Și pentru primărie, și pentru locuitorii de acolo care aflau că li se pune curent electric, și pentru noi cei care stăm cu ochii cât cepele pe achiziții publice. Acum și dumneavoastră aveți un lucru de făcut în ceea ce privește informarea. Nu trebuie să o facă doar... Dar noi facem, vedeți că exact, eu mă uit și exact, facem. Și o faceți foarte bine. După cum știți, administrația locală actuală și-a făcut cumva un model de a nu se raporta foarte mult la ce s-a întâmplat în trecut și a încercat să nu se gândească foarte mult la chestiunea asta. Primăria Piatra Neamț scoate în fiecare lună bani din buget pe prostii făcute în anii trecuți. Nu vorbim de ratele, deci, practic, ratele care le plătește. Deci... Și nu numai asta. Deci cert este că ar trebui să iasă aproape lunar și să spună, uite, datorită faptului că... Și de ce nu? Pentru că s-a ajuns primarul Andrei Carabelea, vrea să se uite mai mult către viitor și mai puțin către trecut și să spună ce putem face de acum înainte și cu situația actuală. Eu înțeleg aspectul ăsta, e adevărat, ar putea să sune după aia ca un fel de justificare de ce nu putem să facem mai mult și s-a evitat modul acesta de a comunica. E adevărat că unele lucruri ar trebui cercetate mai în amănunt să se vadă cum s-a ajuns acolo și probabil că ușor, ușor, până când descălcim niște ițe pe acolo, să le... Vedem și noi se vor mai... Mie vine să râd câteodată. Că investim să facem drumul pe Cozla. Absolut necesar. Eu am fost unul din oamenii care zic, băi, trebuie făcut acolo drumul, că nu se mai poate. Dar dacă mă uit în trecut, scuzați-mă, acolo a fost cel mai mare program de investiții de la Piatra Neamț. Program cu bani pompați, cu... Da, și la ce ne-ar ajuta în momentul de fapt? Drumul nu este. Păi nu, numai drumul nu este. A fost cel mai mare program. Numai drumul nu este. Drumul nu este. Bun, măcar să recuperăm pavelele, domnul. Cum? De unde? Vă spun eu în ce curte sunt. A, da? Vă spun eu în ce curte au sunt. Au serii sau cum le facem? Deci, nu, că ele erau de pe vremea aia și la fel. Da, în schimb avem o clădire foarte somptuoasă acolo sus, care... Altă problemă. Vedeți, uite cum ajunge. Domnul Liviu Harbuz, aici în emisiune, a dat o declarație. Recunosc că în momentul în care a dat-o, eram prea bulversat ca să pot să dau seama de ea. Are talentul ăsta, domnul, deci, Harbuz, să prindă... Zice, în momentul acesta, practic, evidența patrimoniului la Piatra Neamț este o mare problemă.
Și a dat exemplu ăsta, clădirile de sus de acolo. Și, păi, nu mai știi, e proprietar particular, e proprietar orașul, pe părți de clădiri, pe astea. Și este o mare nebuloasă. Păi și atunci nu ne uităm să vedem cum a ajuns la proprietar, că poate a ajuns printr-o hotărâre ilegală. Domnul Băleanescu, dumneavoastră sunteți de atât timp în presă și eu vă urmăresc și... De prea mult timp. Și știți multe lucruri. Pur și simplu, am venit la un moment dat, am avut niște discuții cu niște potențiali investitori pe Cozla, care s-au uitat la clădirea respectivă, da, uite, ar merge un hotel, bă, uite, chiar e bine făcută. Au venit cu construcții. Da, deci acolo s-a băgat beton mult, deci nu... Au venit. Bun, dați-ne documentele să... Și aici s-a înfundat. Și documentele? Documentele, stai puțin, că nu are autorizație de construcție. Veneau din Norvegia și că erau cu un dege dedicat în sus, cam așa. Stai puțin că nu avem autorizație de construcție. Stai puțin că nici nu putem să intrăm. Dar în legalitate. Dar nu e intabulată. Da, exact. Nu intabulată. Ok, dați-ne alte zone unde am putea să investim ceva. Acum, haideți să o luăm altfel, într-un stat normal. Într-un stat normal, dacă cineva găsește o asemenea clădire făcută pe bani publici, fără autorizație de construcție, fără nimic, nu se uită să vadă și să găsească cine a făcut chestia asta, să ceară. Dom'le, măcar, cum să spun eu, pentru restul lumii facem un gest să spunem acolo s-a încălcat legea de către Cutărescu, Cutărescu, Cutărescu și Cutărescu. Pentru asta sunt organe care sunt în măsură să facă cercetări de genul acesta. Organele la noi, dacă nu sunt împunse de la spate, nu fac, pentru că știți cum își, dar nu eram și eu și pe vremea aia când era. Deci eu nu mă pricep să descălcesc schițele alea. Deci în momentul de față tot ce poți să faci este să vezi cum poți să intri într-o zonă de legalitate în condițiile actuale. Ar pare că nu sunt soluții, totuși se încearcă să se găsească niște soluții. Am discutat lucrul. Am discutat lucrul acesta. Dar e incredibil, adică să ai dita mai clădirea pe munte, în apropierea unor zone protejate, fără autorizație de construcție și nimeni, de la Inspectoratul de Stat în Construcții, o instituție senzațional de tăcută, pentru că la ei tăcerea e de aur, da? Nu știu, organii statului, primăria în sine, bă, fac o plângere penală, poate descălcește cineva, despre ce-i vorba acolo. Pare de nedescris. Da, e o situație, într-adevăr, care ți se pare de ridicol, da, absolut. Deci, dumneavoastră, să spunem că aveți o proprietate undeva, nu știu, la Gârcina, da? 2 hectare. Sunteți proprietari acolo. Și când vă duceți acolo să vă luați, ați cumpărat, și vă duceți să preluați proprietatea și te duci acolo și îți spune unul, zice, domnul, ați cumpărat, dar știți, mai este un proprietar pe 500 de metri într-un colț. Cum, domnule, dar... Așa este. Păi, zice, cum, dar nu, că modelul e patentat. Mergeți în ștrandul Piatra Neamț. Și vedeți acolo cum e. Ștrandul Piatra Neamț, proprietate publică, pe vremuri, prin șmecherii, trecere din privat, din public în privat, da, și asta, a ajuns să fie bucățătăluit. La cine? Păi inițial era prietenul primarului, după aceea era Cutărescu, după aceea era prieten cu ăla care era la primărie, care făcea nu știu ce licitații la parc. Ține. Și acolo, acum, avem proprietari privați. N-ar trebui. Ei au reușit să... Eu cred că au respectat legislația la momentul respectiv, nu știu dacă în totalitate, dar încă o dată. Dar ce era în spatele legislației, hotărâri de Consiliul Local ilegale? Asta nu interesează pe nimeni? Adică fac și o hotărâre de Consiliul Local astăzi... Spuneți un lucru foarte... Nu, dar l-am și scris. L-am și scris. Deci nu e o problemă. Nu l-am spus eu, l-a spus un judecător. Aha. Într-o sentință judecătorească. Noi l-am scris înainte, judecătorul după aceea a constatat că am avut dreptate.
Deci, se preia un teren, da? Baza hipică, de exemplu, printr-o hotărâre de Consiliul Local, iar în momentul în care cineva s-a uitat la hârtie, a văzut că hârtiile, hotărârea era astăzi, și hârtiile care justificau hotărârea erau poimâine. Știți? Și a spus că hotărârea este ilegală. Nu respectă regulile. N-a atacat-o nimeni. Ea și-a produs efecte. Acum terenul este la Perla Invest și ne scoate pere albi primarului, consilierilor, celor de la patrimoniu. Cum găsim să nu se înstrăineze terenul de acolo? Adică vrem să nu ne uităm în urmă. Da, da, într-adevăr, asta este situația pe care ai găsit-o. Cert este că concentrarea este în momentul de față pe a găsi soluții. Cine a fost vinovat sau nu știu dacă este neapărat, sau cine a demarat-o să se ajungă într-o situație de genul ăsta, ajută în primul rând măcar să, dacă au făcut și ceva ilegal, încă o dată sunt organe competente acolo și ele pe de o parte trebuie sesizate, pe de altă parte uneori se autosesizează, sunt și situații, sunt lucruri care trenează de mult timp, sunt ani de zile de când au început toate, câteodată îmi dau seama câtă răbdare au unii oameni de a pune în un mecanism în practică cu bătaie lungă. Este când, pentru momentul oportun. Da, da, da. Când o să luăm terenul ăla? Păi cam peste 10 ani, dacă da. Să facem... Da, și uite că am făcut așa, 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 da, și da, o da, să-l da. Luăm. Bun, deci administrația locală se concentrează în momentul acesta pe soluții. Încep, probabil, vor începe, probabil, dacă se va găsi un constructor, lucrările pentru străzile acelea, hai să nu mai zic coridoare de mobilitate, străzile principale pentru ale orașului. Pentru refacerea bulevardului. Da, bulevardul, da. Pentru refacere. Avem în momentul acesta, s-a discutat la nivel de consilier local, că eu am foarte multă încredere în Consiliul Local, sunt un tip plin de încredere în Consiliul Local, că va face presiune asupra executivului ca să țină cont de ce vrea populația. De, un plan B, adică dacă încep lucrările la 1 aprilie, așa. Pardon, 2 aprilie, să nu înceapă de 1 aprilie, să nu fie de ziua păcălilor, pe 2 aprilie. De pe 2 aprilie avem un plan pentru circulație în oraș, avem un plan pentru ce facem cu parcările care se desfințează. Avem un plan care ține de, nu știu, confortul cetățeanului, cum se strânge gunoiul, cum se... Adică... Bun, deci se schițează niște situații de genul acesta. În primul rând, trebuie să vedem licitația adjudecată. Finalizată. Apoi, stând și cu cel care va prelua lucrarea, și etapizând-o, că dacă tu îl forțezi să faci, mai întâi faci neapărat asta, după aia neapărat asta, s-ar putea, gata, el este executantul. El va să înceapă în trei locuri pe anumite lucruri. Da, dar nu va începe de capul lui. Deci va începe într-un dialog constructiv cu primăria și în sensul de a găsi soluții pentru deranjul pe care îl produci, că nu poți să construiești nimic fără să faci și absolut. Deranj. Și va fi o perioadă, într-adevăr, destul de așa, sensibilă, în care fiecare va fi afectat într-o oarecare măsură de lucrările care se vor desfășura. Va trebui să avem răbdare și să ne gândim că lucrurile vor arăta cu totul altfel la finalizarea acestor lucrări. În momentul de față, ce îmi doresc cel mai mult este să vină un constructor serios. Da. Eu mai îmi doresc ceva, ca locuitor al orașului, să vină cineva care are viziunea dezvoltării și să spună așa, băi, oameni buni care trăiți pe strada Leonida, aveți în plan să vă racordați la gaz, să schimbați nu știu ce acolo, faceți hârtii, scoateți autorizații, ca să puteți să faceți lucrurile astea în paralel cu lucrarea care se desfășoară sau înainte. Da. Că altfel creezi alte probleme în viitor. Adică, înțelegeți ce da, vreau înțeleg. Să spun. Ar fi indicat să se facă un inventar, să de văzut dacă mai sunt locuințe care
încă nu au... Sau care vor să schimbe, sau poate fac ceva. Da. Blocuri uh-huh. care au... Bă, dacă tot schimb ceva acolo, poate oamenii aia vor să-și schimbe țevile, eu da, știu, racordul. Da, e o idee de avut în vedere, e o chestiune de avut în vedere. În sensul acesta, eu de asta vorbesc de un plan, când vorbesc uh-huh. de un plan. Hai, domne, să vedem, dacă tot facem deranj, poate și oamenii beneficiază, schimbă, fac o investiție care ține de ei. Știi? În sensul da, acesta. Da, deci o comunicare cu cei din proximitatea lucrărilor și de văzut dacă au și ei niște modificări de făcut să se facă cam în aceeași perioadă ca să nu afecteze ulterior după aceea să spui, executate. Timp de 5 ani nu mai facem nicio intervenție acolo. Decât pentru situații de urgență. Da? Adică când se sparg țevile de apă. Mm-hmm. Da. Da. Și acesta este alt aspect care va trebui într-adevăr foarte, foarte important. În momentul de față doar se lucrează la construirea bugetului și se iau, având în vedere că datoria publică a orașului a scăzut, un fapt care nu a fost preluat într-atât de mult, nu a fost dus către populație. S-a reușit un lucru extraordinar într-un an de zile să reduci la câte este acum, mi se pare 24, ceva sau aproape 25. Deci 24, 80, parcă, da. Așa ceva. Mm-hmm. Deci de la 29, nu știu cât, la 24. Ce nu se spune populației? Și asta ar fi trebuit să spună. Dom'le, am reușit, e adevărat, făcând mici artificii, să terminăm cu excedent bugetar. Da. Nu că n-am fi avut pe ce să cheltuim banii, dar dacă nu aveam excedent bugetar, nu puteam bugeta în anul următor cheltuiel pe proiecte și programe. Ori, degeaba o spune un ziarist, pentru că poate zice cineva, bă, ăsta are un interes să spună că uite, ei au făcut. Trebuie să o spună cineva de acolo, o spuneți dumneavoastră acum. Deci, unele lucruri, deci partea asta de comunicare, într-adevăr, trebuie avut tot timpul în vedere și făcută în așa fel încât oamenii să și înțeleagă ce vorbești. Că, exact. Adică la ce ajută? Dacă eu spun că primăria a terminat cu excedent bugetar. Bugetar, ok, și cu ce mai ajută? Păi uite, excedentul bugetar îmi permite ca în buget să fac lucrul ăsta. A scăzut datoria. Trebuie spus, domne, a scăzut datoria pentru că guvernul din fondul de rezervă a considerat că Piatra Neamț are nevoie. Deci, pe pentru de o parte, s-a reușit atragerea unor surse guvernamentale. Exact. Pe de altă parte, exact. Cu o grijă susținută a cum se cheltuiesc banii, a rămas un excedent. Cu o parte din excedentul ăsta s-a achitat și o parte din datorie pe finalul anului. Da. Și în felul acesta am ajuns la o datorie publică de 24,8, cred că așa este cifra exactă. Și la ce ne ajută asta? Este orașul mai puțin îndatorat. Nu se micșorează în momentul de față ratele care se plătesc pe termen scurt, dar cel puțin îți dă posibilitatea ca să susții investițiile viitoare, să ai cum să atragi fonduri pentru susținerea investițiilor exact. Viitoare. Asta este, că la un moment dat orașul Piatra Neamț pur și simplu era blocat. Trăia doar pe bugetul propriu. Da, și poate ar fi bine, periodic. Dom'le, atât mai este de achitat din celebra afacere Telegondola. Mai avem de achitat 12 luni, 6 luni, 4 luni. Bă, interesant și asta, să se pună un contor pe site-ul. Atâta mai este de achitat din contul din creditul BCR 1. Mm-hmm. Atâta este de achitat din creditul BCR 2, făcut în anul 2000 cu tare, cu perioadă de grație când au venit alții să plătească, știți? Adică eu iau credit acum, mă înțeleg cu cei de la bancă și accept... Ce vremuri, domnul Bălănescu? Accept o dobândă un pic mai mare, știți? Dar i-am dau 6 ani sau 4 ani perioadă de grație. La scurs să plătească alții. În perioada de grație trebuia să plătesc măcar dobânda, știți? Dar n-am plătit-o nici pe aia, că m-am înțeles cu banca din nou. Și vin fraierii după aceea să plătească. Păi cum plătesc? Mai se duc cu cerșitul, mai fac aia, mai strâng din curea. Îmi pare rău. Aveți? Este greșită abordarea să mă uit doar înainte și să nu arăt de ce plătesc, de ce un tânăr de 20 de ani de la Piatra Neamț nu are aceleași șanse
ca un tânăr de 20 de ani de la Cluj, pentru că orașul este îndatorat și nu poate crea, în afară de Rubi Hâcuri sau Haburi, Rubi Haburi. E bine așa, că l-avem. Să cree, da, e foarte bine că l-avem pentru cei de acolo. Este perfect. Orașul încă n-a beneficiat. Lucrurile se fac în foarte mult timp. Aceste schimbările de mentalitate se fac în exact. E adevărat că câteodată aștepți niște rezultate. Exact. Niște ani. Dar am fi putut avea 5-10 asemenea lucruri. Da. De asta zic. Nu-i normal ca tânărul de 20 de ani sau la de 18 ani să nu știe de unde vin problemele. Și nu trebuie făcut decât vorba noastră. Un contor acolo și spus. Împrumutul luat în anul așa. Garantat cu toate veniturile orașului de către administrația cutare. Prima rată s-a plătit în anul cutare. Și tânărul de 18 ani, în care eu am foarte mult încredere, ăla care duce la școală și citește, va înțelege. Și poate dacă va înțelege, zice, băi, hai bă, să facem o treabă, să vedem ce putem face ca orașul ăsta să iasă din starea în care este. De asta vorbesc. E un drum care cred că ar trebui urmat și uitat mai atent la el, partea asta de comunicare și de informare. Încă o dată, e adevărat ce spuneți dumneavoastră, să arăți cum s-a ajuns în situația aceasta, dar pe de altă parte, încă o dată, obiectivul va trebui să vedem ce facem pe următorii ani. Și unul dintre aspectele care într-adevăr au lipsit tot timpul a fost o viziune pe 10-15 ani. Aici unde vrei să duci orașul ăsta? Unde vrei să duci orașul ăsta? Într-acolo. Adică, cum poți să ajungi în niște situații în care să fii în pericol să ți se sisteze apa, uite cum sunt acum Romașcanii, nu? Da, Romașcanii la târg. La târg. Da. Este aici. Absolut incredibil, aproape săptămâna, la două săptămâni, este un mesaj la Pipirig, deci o comună, nu poate să dea apă de la către populație prin sistemul care există, pentru că în aducțiunea de acolo, ce au ei, bazinurile alea, nămol, nu știu ce au acolo, și s-a dus Isus să ducă apă. Astea sunt niște la Pipirig. Sunt niște investiții în infrastructură, sunt investiții mari care trebuie gândite foarte bine. Și care au fost făcute prost. Care se pun în practică în ani de zile. Deci nu faci, nu bați din palme și în 6 luni rezolvi problema. Dar acolo e sistem nou, relativ nou, știți? Dacă a fost gândit... Hai să facem repede. Că hai că mai hai, avem, hai să facem repede. Am tras sistem de apă și canal... Știți, mă uitam de curând, guvernul actual a dat niște bani pe PNDL 2 și pe PNDL 1, în continuare a investițiilor. Da, și mă uitam ce investiții sunt. Și am pus mâna pe telefon și am sunat în localitățile respective. Dar noi nu vedem niciun ban de acolo, că ăștia se duc direct, nu știu cum, ce sistem de facturare, direct la constructor. Dar care e stadiul lucrărilor? Păi la jumătate, păi la 45%, 70%. Bă, oameni, de când e lucrarea? PNDL 1, vă dați seama. Păi și care-i treaba? Dar să știți că ce s-a început la capătul satului, în 6 ani, s-a părăduit. Și noi dăm bani în continuare, fără ca nimeni să facă o evaluare. Acestea sunt și niște fonduri la care primarii au tot sperat că ele vor veni, pentru că aveau... Sunt situații și situații și aici. E adevărat, cum spuneți dumneavoastră, o evaluare ar fi durat, ar fi adus poate niște semne de întrebare la unele lucrări. E posibil ca un procent din aceste lucrări să nu mai fi trebuiască, un procent în sensul ca un număr, nu un procent, să nu mai fi trebuiască să fi fost continuate. Dar în felul ăsta ar fi fost afectate multe lucrări care... primarii respectiv chiar aveau nevoie de bani. Nimeni nu spunea să nu dai unde trebuie. De exemplu, în felul ăsta s-a luat hotărârea, până la urmă e o gură de oxigen pentru, eu am mai stat de vorbă cu câțiva primari din județul Neamț care au primit bani pe zona asta și pentru ei e o gură de oxigen, mai ales pentru cei care sunt gospodari. Deci mă uitam, deci câteodată nu poți să nu zâmbești. Girovul a primit
bani acum pentru finalizarea stației de epurare și a apă, nu știu ce. Îți vine să zâmbești. Stația aia a fost inaugurată oficial. Au făcut și oameni pușcărie pentru ea. Dar știți cum era inaugurată oficial? O chestie de metal, niște lucruri și nu era nimic de desubt. Deci, e adevărat, locuitorii din Girov n-aveau nicio vină. Sunt unii oameni care zic, eu când mă uit și când pui câte o întrebare, păi așa se câștigă alegerile. Ok. Și dumneavoastră pățiți același lucru. Da, adică cum se poate așa? Păi, mă, ce vrei? Da. Cum am ajuns în situația asta până la urmă? Păcălind oamenii. În final de emisiune, concluzia unui om în cele trei ipostaze care le-am anunțat la începutul emisiunii și previziuni pentru anul acesta. Deci concluzia asta trebuie să ai multă răbdare. Deci multă răbdare pentru că lucrurile nu se desfășoară în ritmul în care ți-l dorești. Intri în contact cu mulți oameni care au obiective divergente de ale tale. Adică dacă tu te gândești la, sau tu și cu echipa ta te gândești la un obiectiv pe 10-15 ani, unii oameni se gândesc la un obiectiv pe următoarele 3-6 luni, un an de zile. Sau următoarea săptămână. Și un obiectiv personal în unele situații și atunci trebuie să pe aceștia să reușești să-i marginalizezi și să iei cu tine doar pe cei care se gândesc la copii și aici ating și partea de familie, că până la urmă sunt două aspecte pentru care m-am implicat în partea asta care politică, care încă o dată îmi consumă foarte mult timp și beneficii, cel puțin, mie n-au cum să-mi aducă decât de servicii, cel puțin pe termen mediu, scurt și mediu. Te gândești că, poate, eu mă gândesc că este posibil ca măcar o parte dintre copiii mei să rămână în Piatra Neamț. Mie îmi place foarte mult orașul ăsta, eu vreau aici să îmbătrânesc. Pe de altă parte, consider o datorie a fiecăruia de a face și de a ține aproape de cetatea lui. Și ăsta este un alt aspect care tot timpul am încercat să-l popularizez când am venit la dumneavoastră, să motivez cumva oamenii să iasă din carapace și să vină să se implice activ. Să redevenim o comunitate. Este singurul mod în care putem să sperăm că lucrurile se vor întâmpla. Stând doar în fața unui telefon, în spatele unui telefon, în spatele unui cont de Facebook și nu știu, criticând, doar comentând, nu faci mare lucru. Deci nu faci mare lucru. E varianta ușoară, simplă, dar atunci haide să ne gândim împreună, administrație, presă, oameni care vor, cum creăm cadru pentru comunitatea asta. Deci aici este marea problemă. Ca omul simplu care vine înspre comunitate să fie ascultat, auzit, nu doar ascultat, știți? Și să simtă că face parte din acea comunitate, indiferent de gradul de pregătire, de tot ce este acolo. Pentru că altfel rămânem la nivelul comunitatea noastră, niște oameni. Deci fiecare trebuie să ne gândim că doar împreună, atâta timp cât nu trăiești izolat undeva într-un vârf de munte și poți fi doar tu cu gândurile tale, într-o comunitate interacționezi cu vecinul tău și unele lucruri doar împreună le poți face. Doar împreună le poți face. Iar pentru 2022, în primul rând doresc să fie pace. Vedem. Asta este vedem un aspect diseară, deosebit mâine. De important, să fie pace și apoi să vedem cum vom trece peste perioada asta de început de an, destul de dificilă din punct de vedere al coșului fiecărei familii, dar suntem foarte optimiști. Sperăm ca și acest val al cincilea să se termine repede, iar undeva prin martie-aprilie să putem să ne deschidem mai mult către publicul larg. Da, acum mă gândeam că, știți, la concursurile de Miss, cu asta închei, Bogdan face semne disperate de acolo că trebuie să încheiem. La concursurile de Miss erau întrebate, ce îți dorești tu așa? Și să fie pace în lume. E mai mult decât actuală chestia asta în momentul ăsta. Deci să fie pace în lume. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. A fost o adevărată plăcere să discutăm. Uite, a trecut timpul, nici nu mi-am dat seama.
Oameni buni, mâine cred că vom discuta mai multe despre administrație locală. O să vedem dacă avem prilejul să stăm de vorbă cu cei de la primărie și nu numai despre ce se întâmplă în anul acesta. La revedere, cele bune, mulțumim, Adrian Jucan. La revedere.